Salutare și bine m-am găsit la un nou videoclip de League of Legends. Astăzi o să mă joc niște jungle, nu cred că ne-am jucat jungle de foarte mult timp pe canalul ăsta sau pe un videoclip normal, să zicem, un videoclip în care vă arăt puțin cum îi bubuie pe băieții ăștia. Astăzi o să ne jucăm niște Shyvana mid și o să-i bubuim pe băieții din echipa inamică. O să le dăm 9999 damage pe un singur E, o să fie bombe atomice, toate cele, cum se zice, știți și voi, gata, hai că v-am dat doza de cringe. Cum se joacă Shyvana jungle? Basic-uri, dacă chiar vă interesează cum se joacă puțin campionul ăsta stânga-dreapta, fiți atenți. Deci, am început de la red, m-am dus și acum facem, m-am dus gen de la red și facem full clear. Efectiv, stau și farmez, o să gen, stăm și farmăm în jungle și o să fim folositori doar când trebuie să fim folositori, nu când trebuie să nu fim folositori, gen. Înțelegeți ideea? Jucați-vă și voi când trebuie, nu când nu trebuie, gen. Haide. Cred că s-a scris în chatul ăsta, s-a scris de toate cele. Nu mai avem niciun chef. Bun. Deci o să ne jucăm Shyvana AP, nu o să ne jucăm Shyvana AD, deși Shyvana AD este un campion la fel de bun precum este și AP. Au cam același win rate dacă te duci build-urile corecte, dacă știi să joci, dacă faci ce trebuie. Ideea pentru video ăsta era să mă joc Mastery, v-am să mă joc Mastery și să vă arăt cum câștig gen la propriu dând click, la propriu lăsând click-ul pe ei, gen. Dar s-a abonat Mastery de adicheriul meu. Pentru că el îi frică de Mastery, aparent. Bun, ideea la campionul nostru o să fie să farmăm jungle-ul cât mai mult, cam asta e toată chestia, până când poți să găsești niște gank-uri, cam mai e schema pe Shyvana. Trebuie să faci neapărat level 6, aici o să trecem prin mid puțin, să mergem la celălalt crab, să vedem dacă Anivia o să ne ajute din moment ce are Pryo. Nu neapărat că are Pryo, că poate să moară în orice secundă dacă se joacă aia cu Katarina puțin mai bine. Văd că a făcut crab-ul. Nu ne-am schimbat ward-ul, bă... Nu cred că o să vină să-mi dea Q, Katarina. Ha? Nu vine să cred că a avut range de acolo până acolo, gen. Wow, ok, chiar nu voiam să-mi dea cancel acolo pentru că... Asta înseamnă că... Bă, nu-i să-i spunează la asta? Bun, ne-am luat Dark Harvest-ul, worth. Nici măcar nu o să mă duc recall, o să mergem direct în top. Pentru că văd că băiatul ăsta cu Katarina e foarte speriat de bombe. Văd că mi-l-o și a gang, dar nu prea cred că... Bă, nu cred că ți-e gang, nu? Hai că a venit. Hai rege, dă-i pe el. Tu ești. Dă-i un Q, dă-i... Un flash. Bine, s-a tras și un flash, nicio problemă. Hai să pușăm wave-ul ăsta încet. Uite, pușăm împreună, da? Hai, fă-te, lasă-te omorât, hai că dă-i pasivă, bait, din alea, uite, curlig. Nu vrei să dai, uite, bait, du-te, bagă-te, așa, bravo, puiu. A fost greu. Opa, nu l-am văzut pe băiatul ăsta. Interesant. Și ce vrei să facem, Darius? Ia zi-mi și mie, ce facem acum, da? Ce facem acum că ai venit tu mid? Ajut pe Shyvana să pușeze mid-ul chat sau... Adică să iau farm-ul, gen, ca să înțelegeți, nu? Că sunt eu bun samaritan. Iau și eu niște farm aici. Hai să te ajut, puiu, nicio problemă. Hai. Păi ai pușează wave-ul, că vrei să dai recall. A, tu ești full HP, n-am văzut, acum am văzut. Îmi pare rău, bă. S-am luat și eu wave-ul aici, n-are nimic. Hai, suntem prieteni, da? S-am luat și Kenan-ul, că n-are nimic. Suntem prieteni, bun. Acum să văd dacă pot să-l omor pe ăsta cu Katarina. Îi dăm aici una, două, bam, bam, plecăm, dăm un flash și am plecat. Hai, te pup, salut. Normal mi-aș fi continuat jungle-ul acolo, dar din moment ce s-a întâmplat toată bătaia asta pe mid, o să mergem și noi bază. Păcat că e dragonul spawnat. Dau și eu recall aici, să vedem dacă vine Nafiri. Bă, Nafiri încă vine. S-ar putea să vrea să vină după mine. Hai să-mi dăm și noi recall. O să ne dăm un recall-uț rapid micuț. Mergem, ne luăm Nash or tot, ne luăm Dark Seal prima dată, ca să ne fidăm mai tare, ne luăm Nash or tot cu, cred că attack speed, nu știu dacă ne ajută așa tare attack speed, nu, cred că mai bine te duci pe dacă tot facem și level 16, nu? N-avem bani de încă, avem, ne mai trebuie să așteptăm 20 gold, care e câteva secunde pierdute, nu vrem să pierdem secunde, bam, 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 ne-am dus. Lejer, nicio problemă, nu se supără nimeni, e toată lumea fericită, mor de set pe chat. Bun. Care e planul? Planul e să ajungem la itemele noastre și să dăm one shot la toată lumea. Din păcate, au Samira, care nu știu dacă blochează E-ul de, de Shyvana sau nu. Cea mai mare problemă ar fi că noi trebuie să luăm neapărat Dra... Dragonul.
Aia e cea mai mare problemă. Noi trebuie să luăm neapărat dragonul pentru că ne jucăm Shyvana. Shyvana primește armură și magic resist de la dragoni. Deci eu trebuie să fac dragon cu cu campionul ăsta și primesc statusuri gen așa, stând, știi? Gen, pe lângă dragon primești și restul de statusuri. Uite, dacă ne uităm aici, Shyvana dă 20% mai mult damage în dragoni și primește 5 armură și magic resist pentru fiecare dragon omorât. Dar problema este că botul lor este 4-0. Aia e cea mai mare problemă. E 4-0 botul lor, iar botul meu e 1-6. E mai greu, dar vreau să facem dragonul ăsta. Putem să-l facem. Măcar cu Anivia, dacă mă ajută Anivia, e perfect. Ia uite. Mamă, îl ardem ăsta puțin și hai să încercăm să facem și noi ăsta. Ia și tu Word-ul, puiul. Puiul, ia și tu Word-ul ca și suport. Gen, tu dai în dragon și... Ce troll e. E foarte troll ce facem aici, dar cred că o să și ia, asta e problema. Și cred că tragem și un kill de pe bot. Hai să vedem dacă ne putem duce aici. Hai. Bun, i-am lovit pe amândoi. Lăsăm aici un E. Nu prea joacă băieții ăștia, gen... Anivia s-a mișcat în coace, Anivia s-a mișcat în coace și apoi nu s-a mai mișcat, s-a dus înapoi. Wow, am fost intat de ultimul player, wow. Surprinzător, ok, nu mă așteptam, sincer chiar credeam că o să vină Anivia când s-a întors de aici până aici și apoi s-a oprit aici. Ceva nu mai vrut să vină. Bine, acum, no. La Anivia măcar mai pot să-i dau flame, că credeam că poate are chef să joace, dar la ăștia de pe bot ce să le mai dau flame, că le-a dat flame soarta, nu mai zic nimic, sunt ultimii jucători ăștia pe bot. Asta cu... Can I? Get... No? Bro, n-au venit nici măcar să mă ajute. Mi-a dat bait, legit, a murit doar din cauza lui, că nu mă duceam dacă nu venea Anivia. Mă rog, probabil mă duceam, dar... Oricum, bă, n-au făcut ăștia, nici n-au existat în meci, nu știu ce. N-au chef să joace, mă rog, e ok. Puțin cam nașpa care să-mi era 6-0, dacă nu iau eu bounty-ul, trebuie să iau eu bounty-ul neapărat, așa, e ok. Dar ne-a bătut Samira, care nici măcar nu știu dat recall, gen... Uitați-vă că are numai itemele alea două. Am dat și eu foarte bine, i-am blocat calea lui Samira, nu putea să plece, nu putea să fugă, adică... Da, e... Putem să zicem că un match mai prost pentru botmainul meu. Da, e ok, n-are nimic. Continuând aici, hai să mergem până pe top. Bă, am uitat să vă zic să dați like. Bă, dacă vă place video-ul ăsta, am uitat să dați și voi un like acolo, că nu avem comentarii, măcar să ne boosteze YouTube algoritmul, știți ce zic? Ia vedeți-o ăsta. Ne, o dăm după aia și pe ăsta l-așteptăm. Pa-ra-pa-pa-pa. Bun. S-a tras un double kill. Mergem aici să-i mai luăm și jungle-ul real quick. Adevărat, vă rog eu dat și voi un like acolo. Putem face și noi 500 de like-uri. Că dacă nu se fac 500 de like-uri, chiar mă demoralizez grav. Adică dacă nu sunt 500 de like-uri în momentul de față la videoclipul ăsta, eu zic să dați un like ca să putem să facem. Dacă sunt, nu mai dați like. Uite, doar atât am trăit 500, să fiu și eu la sufletul meu. La ultimul videoclip am făcut 1000 de like-uri și gen... A fost mort video, vreți să mint? Da, vă pup, oricum, vă pup, alea, vă, știți că apreciez susținerea. Știu că mă susțineți chiar dacă nu se vede. Adică, dați și voi un like acolo, ca să se vadă susținerea, am dat și voi un like și gata, s-a făcut. Sper că v-a plăcut background-ul, am schimbat acolo, am pus Tibersul, da? În loc de elefățelul Dumbo care era înainte. O să vedem ce pot să fac eu pe bot aici. Sunt curios. Opa! My bot lane is existing. Bă, ăla jumătate de viață s-ar putea să fie foarte folositor. Facem și noi aici rapid grompul, cât mai multe auto-atacuri ca să ni se facă ultima ta înapoi. Dăm și aici un auto-atac pe Crab. Vedem că Samira a plecat de pe bot. Ajutor. Opa. Încă nu mi-am luat sweeper-ul, ceea ce trebuia să am de mult.
Hai să vedem ce face echipa mea, sunt foarte curios. Ia. Da, nu prea multe, n-a pus un word. Senna se duce AP, no man. Senna not AP. Do something. Alo, boyo, Anivia. Te rog. Am Senna cu 0-6. La minutul 12. Hai că e bine, am murit numai o dată la 2 minute, sincer. Sincer, chiar e ok. Da, băiatul ăla cu Senna ce face, bă, că îmi trage niște AP Senna la 0-6. Adică, voi știți când eu fac troll-uri, build-uri la troll, dar mie și mie să, adică eu nu trollez echipa. Dar ăsta ce face? Mă, niște bounty-uri super drăguțe pe botul lor. Sper să nu le ia altcineva în afară de mine, vreți să vă mint? Hai să-mi dau și eu recall acolo. Nu știu ce se întâmplă acolo. Hai să fugim și noi. Poate prindem ceva. Nu prea cred, dar poate... No! No! Mi-a luat bounty-ul de 1000, Anivia. Și mi-l ia și pe ăla. No! E atât de bad, chat. E atât de groaznic. S-a fi dat Anivia. No, interesant. Mergem și noi să facem dragon atunci. Facem și noi dragonul ăsta real quick, că, cum v-am zis, bă, da, băiatul ăsta cu Senna are ceva cu dragonii, adică, bă, dacă îi plac dragonii, bine, foarte bine, dar are 0-6 și își joacă pe Senna, lăsați-o, că nu există așa ceva. Ia uite-l. Lasă-mi și mie campurile astea, că o să ale mele, da? Hai, te pup. Ce-ai făcut, puiul? Opa! Opa! Ajutor! Hai, Senna! Hai, Senna, fă și tu din alea, că ești AP. Bravo, Senna, bravo! Ia vedeți și Vana AP cum dă chat! Ia vedeți, ia vădă pe toți! Și nici măcar nu-s fidat, gen să zici că, bă, uite ce fidat sunt, că nu știu ce. No, nu sunt deloc fidat. Hai să-i trag și wave-ul ăsta pe dreapta. Salo, puiu! Ce-mi place wave-ul tău! Ai! Da, de Katarina asta nu prea mai îmi place. Da, nici nu știe ce face, ok, n-are nimic. Îmi face crabul, vezi real. Bă, ți-am luat eu wave-ul, dar chiar crabul, bă, nu-ți dă... Mă, lasă așa, lasă să-l aibă, să fie fericit, să fie fericit cu el, să se ia de mână cu el, să se ducă în... Nu mai zicem nimic, chat, e in-game, totul e în joc. Pe 5M. Tom. Avem 6 cu 1 momentan, farm-ul o ducem bine, că e record. Că dacă o duceam prea bine... Ne dădea Riot Games ban pentru... pentru că suntem prea buni la joc, știți ce zic? Oh, e voi. Nu avem muzică pe clipul ăsta. Ei, nu știu dacă vă place așa să nu fie muzică, dar oricum, muzica în general, când eu o pun pe clipuri, abia se aude, să mor. Bun. Nu avem 2300 gold. Ce? Nu avem 2300 gold cât voiam pentru, știți voi? Pentru Night Harvester. Cred că o să ne ducem un Magi atunci. Ne dăm și noi recall aici, ne putem duce direct în Magi și apoi tragem un Night Harvester. Sau poate Rocket Bell? Nu, mergem Night Harvester. E itemul superior pe Shyvana. Mergem așa, hai. Bun, tot ce trebuie să facem acum e să stackăm Night Harvester-ul. Nu știu de ce Anivia s-a dus pe aici. N-am nicio idee. Ui, luăm și noi un wave aici, un minion, bam. Iau și ăsta, nu l-am luat. Din păcate. Bun, trebuie să ne stacăm Magi-ul. No, asta o să fie... Ia, dăm și niște XP de aici, ate pop de alea. Plecăm și noi mai departe în treaba noastră. Bun. Magi-ul ăsta să stacăm. Hai, puiu, fă ceva. Hai, fă ceva. Fă ceva, Anivia, du-te după pe... Bă, Goblin, hai, te rog, eu. Nu e real, bă, omul ăsta. Mă, ce bine să știe să dea la sit ăsta cu Israel. Bă, să dea la sit, știe să farmeze, nu poate. Să mor? Când încerci să iei farmula 1, atunci îi se activează toți neuronii de pe creier. Bă, întotdeauna e așa, chat. Ziceți voi de nu e așa, lăsați și voi în comentarii. Hai că avem comentarii. Dar pe bune de nu e așa. De fiecare dată când încerci să-i fur farmul cuiva, păi se activează toți neuronii de pe creier, bă, și nu mai ratează la niciun farm. Pe Tolei nu n-a putut să farmeze, arata fiecare minion că e goblin. Dar...
Cum, cum încerci tu să-i fur farmul? Farmul lui? Prețios? Na, na, na. Ia uite mă ce se întâmplă. Doamne ferește, bă, mai ușor băieți, că stați 5 mid. No, până stau băieții la 5 mid, mai mergem, mai farmăm și noi ceva, suntem folositori pe hartă, în loc să stăm și noi AFK 5 mid. Echipa mea s-ar putea să moară din moment ce și ei se duc toți mid, pentru că li se consideră o tactică foarte broken. Dacă suntem unde smulți, puterea crește, știți cum e, adevărat, facts. Dar cred că o să vină toți pe top, mai bine zis. Sincer, cred că chiar asta se întâmplă și nu-mi place deloc. O să-mi dau recall aici, profităm de recall-ul rapid. Bă, lăsați jungle-ul, bă! Bă, ce v-am făcut, bă? Alo! Jungla! Amigo! Polish! A, să lăsăm în pace. Bă, ce-am făcut, bă? Bă, da! Lasă-mi, bă, rage jungle-ul, că... Zici că ți-ai făcut abonament la jungle sau ce? Doamne ferește! Și-a făcut abonament din ăla, bă, SX are voie la oriunde. Oh, bă, mai încet. Nu e chiar așa, e Dragon 1.30, fiți să ne scurățăm și nu este rapid, ne-am dat smite-ul. Nu, mai am smite pentru Dragon, da, asta, dacă-i bate, nu ne trebuie smite. Mergem și noi back, dar nu avem nici măcar banii de Night Harvester. N-am făcut nimic. Respectabil, s-ar putea să pierdem fight-ul ăsta. Bă, ăsta are Immortal Shield, bă, bă, ce tragedie, bă, un chef n-au băieții ăștia. Hai la Dragon, vă rog eu, uite, dacă dau ping-uri, poate vine lumea, uite. Deci, fiți atenți, o chestie care am observat-o, care nu faceți mulți în divizii mai mici. Nu dați ping-uri, bă. Ca să înțeleagă echipa voastră că vă trebuie ajutor undeva, încercați să dați și voi ping-uri, ca jungler, gen. Voi nu dați ping-uri. Am observat chestia asta la coaching. Lumea nu dă ping-uri. Bă, băieți. Am nevoie să jucați și voi aici puțin jocul, ca să-i batem, că altfel ne bat ei pe noi. Așa, i-am toate murele la full HP, că nu ai toate bolile posibile. O să văd pe volibear ăsta cum se bagă și mă bag și eu, știți ce zic? Că măcar să nu dea mine, să dea volibear, știți cum e. Bun. Perfect. Hai, voli, dă-i și tu ultă. Hai, voli. Bravo! E între bine și între prost, adică... A, chiar, i-am bătut pe toți. Bun. Super tare. Iată mă, a mărăit ăla cu Volibear, a zis, auuu! Am avut combo-umbo. Așa face și... Ei, nu mai zici, las. Bă, lăsați, bă, farm-ul, bă, că e farm-ul meu. Am intrat în meciul ăsta să iau tot farm, am fost primul aici. Also, o chestie foarte interesantă la Shyvana AP, poate să dea turete extrem de ușor. Bă, nu știu ce a fost cu goblinul ăsta pus aici, dar... Hii, a murit! Avem imediat ultimata înapoi, hai să vedem dacă facem o chestie, facem o zbierătură aici. Hare! Șarpili, cum se zice, știți voi. Bă, a murit aproape, bă, aia e impresionant. Vreau să mai urlu și eu. Ia uite, bam, prinde. Bravo. Hai să o prind și pe asta, bam. Eh, aproape m-am omorât, nu are nicio problemă. Hai să zbir și după asta. Opa, hop. Am prins-o bine, am mușcat-o. Te pop, te alea, haide, continuând. Cât de haz e, bă, campionul ăsta, bă, nu mai pot. Nu mai putem, chat. Bă, le arunci, îi scuip după ei, bă, săraci, bă. Nu trebuie să te duci cooldown reduction pe campionul ăsta, acum mă gândesc, stai puțin. Poate Sorg Boots nu știu cea mai bună opțiune. De fapt, e bun oricum. Oricum și-a luat buff și Nashor-ul de ultima dată când m-am jucat și Van AP. Îți dă acum cooldown reduction, poți să scuip mai des. Băi, e prea broken, avem și 3 dragoni. Nu mai zice nimic. Good job, team Shyvana. Nici vorbă. Nu au vorbit cu mine. Și acum te duci Rabadon, da? Sau Shadow Flame. Da, hai bine Rabadon, că... Get Red Trinket? No, you get Red Trinket. Băi, ce dracu. Nu, mi-am luat tot meciul să-mi iau acum. Lasă-mă așa, it ain't my job. I need blue. Bă, ce știe băiatul ăsta? To safe zone. To safe zone, mă, Metin. Vrei să te țin cerc? Ce vrea ăsta, mă, safe zone? Nu știe, mă, ce zice băiatul ăsta. Pe vremea mea, trebuia să arăți respect, altfel te țineau băieții cerc. Relatable, promit. Promit că s-a jucat careva de pe canalul meu, Metin, vreodată.
Ce fac ăștia, bă? Stai că vreau să-i mai scui puțin. Puțin. Vreau să mergem să scuipăm și noi la băieții ăștia. Ia stați așa, fiți atenți. Ce facem ăla cu Katarina, bă? Mamă, a făcut penta. Ești prost aproape. Ia uite, Israel 31 pozi în rău. Mamă, știi cum se numește abilitatea lui Katarina? Zici că e eSports caster din ăla de zici abilitățile. Mamă! Varus cu Rostogolul suprem. Ei, știu ăștia numele la abilități. Ei, au făcut Baron? Noi v-am luat inhibitorul, nu? Care-i faza? Ce mă ajută baronul ăla, scuze că întreb. Adică, bun baron, da, sure, da. Ei, am un nou. De fapt, oricum am mers pe aici, probabil și-o luat tot. Bă, nu și-o luat grompă. Tragem și noi grompul ăsta pe dreapta, mai mergem în bază, ne mai luăm un băț. Avem level 15, inamicul are level 11, junglerul. Și-a luat magic resist, first item. Ha? Am Senna cu... Everfrost. Poate e nebun și așa se joacă Senna. Poate chiar e nebun și așa se joacă Senna. Bă, sincer. Poate chiar așa se joacă Senna. Să murim de râs de nou. Opa! Pac, pac. Pac. Opa! Dacă vreau să mă... Așa, uite, ia uite. Ia uite, scuipatul ăla. Pac, pac, pac. Damage pe secundă. Pac, cum are și ăsta? Damage pe secundă. Pac, pac. Ia uitați-vă. Mă, stai că se mai scuip. Stai, stai. Hop, 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 hop. Wait for it, wait for it, wait for it. Pac! Ia uite, bam, bam, bam. Fugim stânga-dreapta. Haide, dă-i și tu niște damage pe eu. Hai. Hai. Nu, no, mă lasă, bă, să-l scuip. Scuip aici, campul ăsta, dacă este. Nu este. Bă, ne ducem să ne facem înapoi pasiva. Vreau și eu, cum îi zice, Rabadonul ăsta. Dacă se poate, dacă mă lăsați. Bă, numai să nu se bată ăștia prea tare, să nu dea end, știi ce zic? Ăla cu Nafiri s-a omorât puțin. Bă, nu dați și voi end, bă, let me build, știi ce zic? Știi ce zic, gen? Avem Rabadonul în bază, Rabadon ding dong. Are Rabadonul ăsta forță și mergem în dragon, luăm soul-ul. Avem și mai mulți dragon, suntem și mai tanky. Uitați-vă puțin la armura mea, am 134 armură, fără să am un item de armură. Balansat. Balansată și mana, da. Unde am 28 armură? Adică, de fapt, 20 din ăsta. A, și 8 din... Da, bine, nu mai contează. Cam mult! Are campionul base armor, are 100 base armor. Cam multă armură, bă, băiți. Sunt ca un tank, nu mă dobor, băiatul e blindat. Nu scuipa? Mamă, ce o să scuip? Ce nu scuipa? Uite la mine cum scuip puiul. Hare! Imogen cu șarpili. Hare! I-am bubuit pe toți. Hii, mor. Double kill. Triple kill. Mamă! Ce ziceți, băieți? Da, săracii, bă. Unde e următorul, bă? Ale, pac! Hei, mor. Stai că mai scupem o dată, nici o problemă, chat. Wait for it, wait for it, wait for it. Are ward! Ce? Are ward acolo. Nu mă pot da mai în spate cu scaunul că sunt închilăți. Fără să vă mint. Da, înțelegeți ideea. Bă, ce dracu are... Cine are ward aici? Ha? Nu dați, bă, end. Duceți-vă, bă, la dragon. Dragon King, you can't end, they are far awake. Oh, le mai zic la asta. Void Staff, că au Magic Resist? Câți Magic Resist au? 1? Void Staff, Void Staff, nu contează, Void Staff, Void Staff. Știți, dacă aveam și... Deci aici e o chestie. Void Staff-ul e mai bun pentru că nu avem Shadow Flame. De-aia e mai bun Void Staff-ul. Dacă aveam Shadow Flame, era mai bun... Da, gen, are sens cumva, dacă explic eu cumva, da, gen, ideea e, dacă aveam Magic Penetration deja, adică dacă aveam, de exemplu, Rocket Belt, da, să zicem că aveam Rocket Belt, care ne dădea deja foarte mult Penetration, pentru că avem deja 5 iteme legendare, era foarte bun, dar din moment ce nu avem Rocket Belt, este mult mai bun Void Staff-ul, pentru că nu avem Magic Penetration stacat. Dar dacă aveam Shadow Flame, era bine să ne cumpărăm și Void Staff. Dacă nu aveam Rocket Belt. E mai complicat, dar înțelegeți voi ideea. Oricum nu merita să dăm. Gen, v-am făcut cele mai bune iteme. Alte iteme nu aveți ce să vă faceți. Deși poți să zici că Nashor-ul poți să-l vinzi pentru... Mă, scurăși ce fac băieții ăștia.
Nu, nu te întoarce. Bun, bravo. Bun, vreau să mai scui puțin. Bun. Mai prindu-ne. Mai prindu-ne. Gata, hai, ne-am plecat, gata. V-am pupat puțin, v-am pupat. Lăsați-vă în pace puțin să mi se facă și mie forma înapoi. Vă pup valea, mergem, facem puțin jungle aici. Ne facem forma înapoi, ne facem și voi staff-ul. Pam. Vrea asta blue? Lasă, bă, blue, bă. Lasă, blue, puiu. Bun. Mergem voi staff-ul în 50 gold. Actually, dacă mă gândesc puțin, cred că Shadow Flame-ul ne dă mult mai mult decât Magi. Adică Magi-ul, da, îți dăm un speed ăsta. Ia să luăm și turnul ăsta, dacă tot. Bam, 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 500 gold. Ne luăm și o puțină de banii ăștia. Opa. N-ați văzut de... Opa, stați așa. We can win this. Ok, wait for it, wait for it. Bam, 1, 2, 4? Da. Cred că da. Dar don't tend, kings. Plus, I record video, I give you pants. Am explicat, cred că destul de bine. Nope, you toxic and your dog. In-game. Nu i-am scris chat. Nu aș da flame niciodată. Eu, ca Riot partner, nu aș da flame niciodată. Ăsta o să fie video. Mersi mult că v-ați uitat la video ăsta. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat, sper că a fost acolo. Am scuipat bine pe ei, da? Vă pom, nu uitați să dați un like. Dacă n-ați dat un like... Să nu ai băgus mâncarea, bă, mâine. Ce să mai zic? Azi, de fapt, când vă uitați la video, știți ce zic? Vă pom, mersi mult că v-ați uitat. Ne vedem pe Discord. Aveți Discord în descriere. Pe Insta la fel. Vă pom, Valean, și ne auzim mâine dimineața la ora 12 cu un nou video. Și pe canalul nou, nu uitați să vă abonați la canalul nou, am făcut aproape 1000 de abonați, avem 992 la momentul de față. Fac pula. Vă pup și ne auzim și mâine. Și pe live azi, poate. Da, bă, da, poate, da.